Bun găsit, stimați manăstireni și nu numai! Bine ați venit pe canalul CiprianZota, locul unde încerc să vă prezint informații locale și nu numai, într-un mod mai personal, mai altfel. Aici găsiți clipuri menite să promoveze o zonă cu încărcătură istorică remarcabilă, dar și locul unde s-a născut balada Viorița. Așa că, până la final, sper să vă conving, iar în caz că nu v-ați abonat, să apăsați butonul de subscribe, să apreciați clipul, iar dacă veți da și un share, să afle cât mai multă lume, cu respect, vă sunt recunoscător. Mă găsiți pe Facebook, ciprian.zota, ciprian.zai și mănăstirea ca și în live, Instagram, ciprian.zota, ciprian.zai și mănăstirea ca și în live și Twitter, ciros_media. Bineînțeles, toate linkurile în descriere. Sunt Ciprian Zota și în continuare, pentru că este final de an, vă propun câteva clipuri pe care nu am reușit să le pun din motive de timp, dar sunt documentări video de la diferite evenimente la care am avut prilejul să particip voluntar de prin 2019 până în prezent. Înainte de aceasta, eu, Ciprian Zota, o să vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată până acum și pe care sper să o păstrez și în noul an. Datorită vouă, celor care v-ați abonat și vă veți abona în continuare, acest proiect poate să meargă mai departe. Așa că mulțumesc încă o dată și în continuare o să vă povestesc un așa zis bilan al anului 2021 cu bune și cu rele. Așadar, 2021 a fost pentru mine anul care m-a făcut să mă descoper mult mai bine, atât moral cât și fizic. Am descoperit așadar că pot ceva mai temperat cu mintea, mai calm, cu mai multă încredere în mine. Am descoperit că datorită a doi dintre cei mai de încredere și deschiși oameni din punctul meu de vedere, bineînțeles, și pentru mine personal, ei au datorită lor, eu acum vă pot povesti toate aceste fapte și bineînțeles că pe parcursul acestui an s-au mai adăugat și alți câțiva, dar o să vă spun la momentul potrivit. Probabil pentru unii va fi ceva normal, însă pentru mine este o schimbare ținând cont de cum am fost în trecut. Dacă vreți să aflați mai multe despre mine, aveți un link cu articolul în descriere. Și cum vă spuneam, dacă aceste persoane nu apăreau, nimic nu ajungea până unde a ajuns în prezent. Pe lângă că m-a ajutat pe mine personal, au făcut ca toate proiectele personale din social media să ajungă unde sunt în prezent. Îmi asum toate impulsivitățile mele pentru că am regrete, dar o să le mulțumesc acum și public și le promit că atunci când va veni momentul, nu voi uita de unde și cu cine am plecat. Acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am realizat în acest an. Faptul că am creat o bază la toate intențiile sau proiectele mele. De acum urmează zilul, cărămidă cu cărămidă. Și în continuare urmează documentar video de la evenimente la care am fost, însă din motive de timp nu am reușit să le pun pe acest canal. Este prin sfințirea unei troițe astăzi în locul acesta. Mulțumim tuturor spreacucenicilor părinți din de pe Valea Cașului, în primul rând, din protoieria Onești. Mulțumim pentru toată dragostea pe care ne-o arătați, iar prin sfințirea acestei troițe, cu binecuvântarea arhiepiscopului nostru Ioachim, dorim să începem un proiect eparhial și practic în protoieria noastră, acela de a se sfinți, resfinți și îngriji troițele pe care le avem în satele noastre dragi. Slavă ție Dumnezeu! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, Cel ce vine într-un numele Domnului. Am gândit pe eu, ca să înțelegeți, ideea de artist te aduci când ești creativ. Nu când copii ceva, nu când reprezinți aidoma cu crâmpăi de realitate. Nu. Trebuie să spui acolo un pic de emoții, un pic de suflet, un pic de viziune, iar asta nu le poți face decât având un background. Background-ul ăsta poate să fie musai de natură gnoseologică, a cunoașterii. Trebuie să vă răsturnați în cap fraților niște biblioteci obligatorii. Pentru că altfel nu veți mai avea filtre. Și sărind din una la alta, ideea că având la dispoziție informațiile astea cu un singur foaie, oricând, puteți să aflați mai multe despre istorie arde decât știu eu. Ideea este ce filtre aveți și de unde vă prelucrați informațiile. În momentul în care voi aveți niște filtre care sunt generate din niște cărți citite, scrise de niște oameni care sunt validați, filtrele astea sunt bune. În momentul în care informațiile luați din surse, nu știu, aleatorii, random, de pe net, de la oameni care nu sunt validați, de la oameni care au mai mulți urmăritori sau oameni care trâmbițează mai tare, care urlă mai mult, nu s-a neapărat ca o dreptate. De asta să aveți filtre personale, iar asta trebuie dublate
de cunoaștere, cunoaștere empirică, vă trebuie experiență de viață. E ușor a scrie versuri dacă n-ai nimic asta, nu? Și atunci, ideea în arte, dacă ai ceva de spus, orice formă de artă, să ne înțelegem, muzică, dans, habar n-am. Ai să spui ceva, vrei să dai ceva înapoi societății, consideri că ai acumulat suficient de mult încât... Artistul este un om cosmopolit cu angel. Artistul nu este un zugrav. El nu este un monitor de pensulă, de daltă sau de orice alt instrument specific creierii unui operat. Nu, el este un om cosmopolit ancorat în societate, ancorat în drumul pe care urmează umanitatea, ancorat în literatură, în sport, în ce vreți voi. El trebuie să fie un om cosmopolit. El nu este doar un monitor de pensulă, el e meseriaș. Asta e diferența între meseriaș și un artist. Un artist este un vizionar. Și dacă el vede ceva în societate care îl deranjează, o spune, sub o formă sau altă. Dacă o imagine face 1000 de cuvinte, economisești 1000 de cuvinte și preferi să o transpui într-o formă grafică sau altfel de formă. Să nu protestați la deciziile noastre, nu știți cum e ferit. Hai, zicem, dar mai așa cum ai referia, da? Ce e simplu, dacă ne dai, dacă nu. Ne dați sau nu ne dați, nu? O ore, succes! Haide! Thank you.